Tu înțelegi că una din primii decizii, dacă cetățenii vor dori șusate, va ajunge la guvernare, nu contează nici funcție. Eu sunt introduc starea de urgență pe 4 ani de zile. S-a zis că am mai avut 3 ani starea de urgență. Asta nu vezi. Și era ca în cântecul cea la Olandezor, la cine este cântecul Dobră Utră? Хуй Морган. L-ai auzit, cred că, da? Pe Instagram. Deci nu. Starea de urgență în economie, domnul Gonță. Că e la noi trebuie introdusă de când Plahotniuc a plecat din țară, așa trebuie zis să introduc starea de urgență în economie. Foarte multe lucruri trebuie să făcute foarte repede și foarte calitativ. Caz în birocrația noastră, prosta, tinglot, tinăduș, tinești, înțelegi? Deci astăzi eu, guvernul care va fi, sper să fie din mai multe partide, ca să fie tot transparent, știi? Adică nu, nici într-un caz. O să nu fie unul, două, zile și nici, băi, iată, uitați-vă, trebuie decizii foarte rapide, am găsit o persoană care dai scumpșor, bracul, peste 100 de mii de euro pe lună, dar construiește la zero compania Ariana de stat. Facem concurență la ce primul. Iacă, uitați-vă, proiectul este compania din Italia, care deja de mulți ani e prezent pe piața europeană cu farmaciile astea electronice în fiecare sat, frigiderile astea, 2 metri pătrați, ca oameni în fiecare sat să aibă. 2, 3, fondăm banca de stat, 50% statul, dar mai bine 49%, 51% diaspora. Când spun diaspora, toți cetățeni din țară, nu contează. Da. Adică, Gheorghe, aici trebuie soluții foarte rapide și stimești. Și starea în economie ca să-mi permită a construi, să nu mă poată înnădușă toți gospodarii ăștia, în ghilimele, de birocrați care noi astăzi avem în diferite structuri. Da, dar starea de urgență anterioară tot a fost impusă cu scopuri nobile inițial. Gheorghe, după care nu, Gheorghe, și era starea de urgență care a apărut din cauza războiului în statul vecin Ucraina, după care aici au luat-o ca să profite și cumva să-și acopere incompetența și au mai puțin să lipsească transparența, înțelegi? Încă o dată spun că dacă ei făceau publici toate lucrurile și nu contează, când cumpărau păcură, care astăzi acasă deja e mai multă decât trebuie, dacă nu era prețul 2-3 ori mai mare decât așa legisent, pe nimeni nu-i deranja. Toate chestiile trebuie publicate și comunicate la oameni. Și atunci niciodată n-ați fi penalizat, nici de oameni, nici de mass media,